Încercăm de vreo aproape o oră să aflăm dacă acest, într-adevăr, dacă acest număr există la registratura Ministerului. Vreau să vă spun că la Ministerul Harabapură întreagă, nimeni nu poate să confirme. Deci este un lucru neconfirmat, însă această hârtie există. Hârtia a ajuns la sediul CNAPMC-ului în biroul directorului delegat Ambroziu Duma seara trecută. Expeditorul este Casa de Avocatură Banu Reclaru și Nasta, mai exact avocații companiei angajați de directorul Popa. Surprinzător este că în ședința Consiliului de Administrație din data de 27 aprilie, atunci când atribuțiile lui Popa au fost delegate lui Ambroziu Duma, nu se știa de existența acestei hârtii. Se confirmă că numărul de registrare la Ministerul Transporturilor 17686 din 23-a 4-a se confirmă a fi real. Într-adevăr, este înregistrată renunțarea la mandatul de administrator, președinte al Consiliului de Administrație și director general al CNAPMC S.A. Să credem că acest conflict s-a dorit să fie continuat de către minister. Angajații spun că vor continua protestele până când viitorul ministru al transporturilor va lua act de demisia lui Andrei Aurelian Popa și va numi un nou director. Acestuia oamenii vor să-i ceară un singur lucru. Toți salariații noștri solicită scoaterea companiei de sub incidența ordonanței 109, revenirea la vechiul statut care l-a avut compania, pentru că nu se justifică privatizare sau conducere corporatistă la o companie care n-a avut niciodată pierderi. Sindicaliștii sunt convinși însă că renunțarea la mandat este doar un tertip pentru tergiversarea situației, deoarece Popa nu poate renunța la funcțiile sale, ci trebuie să își dea demisia sau trebuie să fie demis de Ministerul Transporturilor la propunerea Consiliului de Administrație.